aceea, domnului tuturor, dragii mei, vă spun un nou bun venit la Străjerul și bine ne-am întâlnit din nou în seara aceasta. Vreau să vă anunț, dragii mei, că am revenit din nou pe pagina Străjerul, pe care am transmis dintotdeauna după ea, dar din anumite motive, fiindcă era blocat, nu putea să meargă. Văd că în această seară pot să transmit după pagina mea pe care transmiteam de fiecare dată și cum este și denumirea grupului Străjerul și pagina după care transmit. De aceea, dacă vreți, dragii mei, să distribuiți, vă mulțumesc foarte mult ca să putem să studiem din nou din Cuvântul lui Dumnezeu și să putem să fim din nou împreună pentru a vedea mesajul lui Dumnezeu. Aș vrea, dragii mei, ca înainte de a intra în discuția noastră din seara aceasta, de a parcurge pașii din studiul Cuvântului Dumnezeu, aș vrea să ne rugăm. Aș vrea să ne rugăm pentru noi, aș vrea să ne rugăm pentru cei care ascultă, pentru cei care prezintă, pentru cei care trebuie să cunoască adevărul lui Dumnezeu, să ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să fie prezent peste noi, să ne călăuzească, Îngerii lui Dumnezeu să fie în jurul nostru ca să ne influențeze pentru a avea o atitudine și o poziție favorabilă față de Cuvântul lui Dumnezeu, față de mesajul lui Dumnezeu care vine din partea lui Dumnezeu pentru noi, dragii mei, în seara aceasta. Să ne rugăm și pentru lista de rugăciune, căci avem suflete care așteaptă să ne rugăm pentru ele. Mă voi pleca pe genunchi și dumneavoastră să mă însoțiți în rugăciune. Părinte bun care ești în ceruri, venim în seara aceasta înaintea ta la picioare tale, atât de mici, atât de neputincioși, atât de sărăcăcioși, ca să-ți mulțumim din toată inima că Tu ești Dumnezeul nostru. Să-ți mulțumim, Doamne, că Tu iubești o mână de țărână, Tu-i porți de grijă și îi dai viață. Te rugăm să ne ierți, să ne curățești prin sânge și merită Domnul Iisus Hristos, că atât de mici și de neputincioși cum suntem și o mână de țărână care dacă Tu ți-ai retrage viața, noi n-am exista, ne ridicăm de multe ori împotriva Ta, împotriva cuvântului Tău, respingem cu îndrăgire adevărul și mesajul Tău și lucrarea pe care Tu vrei să o săvârșești în noi. Iartă-ne, Te rugăm pentru aceasta. Ajută-ne dată în seara aceasta să înțelegem mesajul Tău, să înțelegem lucrarea Ta, să înțelegem voia Ta, cerințele Tale, dorințele Tale și să le urmăm în totalitate. Dar noi nu putem face nimica. Căci din fire suntem răi, suntem păcătoși, neputincioși, de aceea Te rugăm să lași Duhul Tău cel Sfânt și Îngerpăstori să lucrezi în viața noastră, să ne înțelepțească, să ne ajute să mergem pe drumul cel bun și să avem influențele care să ne apropie de Tine. Te rugăm pentru ca mesajul Tău să fie transmis după voia Ta și să fie primit după voia Ta. Te rugăm pentru lista de rugăciune să cercetezi fiecare suflet în parte, să-i dai înțelepciune să înțeleagă, să accepte, să primească mesajul Tău, să aducă rod bogat în viața lui pentru a putea să fie mântuit și salvat. Acolo unde e nevoie de vindecare, Te rugăm să intervii după cum găsești cu cale. Predăm tot în brațul Tău și îți mulțumim prin numele Domnului și puterea Duhului Sfânt să ajută acestea. Amin. Dragii mei, am mai adus înaintea dumneavoastră mesajul și problema Duhului Sfânt. Vreau să vă spun că în seara aceasta va fi o dezbatere despre Duhul Sfânt, dacă Duhul Sfânt e persoană, Dumnezeu, dacă El este putere sau este independent și acționează în conformitate cu Dumnezeu și face parte din planul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Acest mesaj pe care l-aduc înaintea noastră l-a dus la cererea mai multor frați. Chiar cineva zilele acestea a insistat, frate Liviule, vă rog frumos să faceți o prezentare cu privire la problema Duhului Sfânt din cauza că suntem bombardați cu aceste lucruri, ni se trimit tot felul de lucruri ca să le ascultăm sau să le citim. Problema este că de multe ori se întâmplă, dragii mei, că unii încearcă de multe ori să tălmăcească Cuvântul Dumnezeu și să-L prezinte doar în felul pe care crede că-L înțeleg, doar prin felul de pricepere și de percepere al minții lor, dar problema este că și Dumnezeu nu vrea ca noi să pricepem mesajul, să percepem și să promovăm mesajul Său
în felul în care noi percepem și pricepem și în care noi îl înțelegem. Nu. Și mesajul lui Dumnezeu trebuie să fie înțeles doar prin ceea ce Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, ceea ce Dumnezeu vrea să ne aducă la cunoștință, doar acela este cu adevărat mesajul, acela este realitatea, aceea este voia și lucrarea lui Dumnezeu, dragii mei. De aceea, în seara aceasta, vreau să vedem dacă Duhul Sfânt este persoană, este Dumnezeu, este putere. În ceea ce credem noi în principiile de credință de ani de zile, ceea ce credem noi și ceea ce ne-a descoperit Dumnezeu, fiindcă, dragii mei, problema este de multe ori că atunci când spune Dumnezeu că ceea ce crezi tu, facă-se după credința ta, problema este că noi de multe ori punem credința noastră pe care o avem sau o moștenim într-un fel sau altul înainte anumite lucruri pe care Dumnezeu le prezintă. Dar Dumnezeu când spune că ceea ce credem noi în principiile de credință trebuie să se bazeze doar pe credința venită de la Dumnezeu. Fiindcă credința nu poate să fie moștenită și ea poate să fie dobândită doar prin bunăvoința lui Dumnezeu. Fiindcă spune că credința este un dar fără plată, nemeritat, care vine din partea lui Dumnezeu. Credința este canalul prin care Dumnezeu lucrează ca noi să-L percepem, să-L înțelegem, să aplicăm în viața noastră, să ne conformăm voinței și cerințelor lui Dumnezeu și să ne formăm un caracter asemenea Domnului nostru Iisus Hristos, dragii mei. Și ceea ce credem noi în principiile de credință spune că noi credem, prin credința pe care ne-o dă Dumnezeu, că Duhul Sfânt a fost în acțiune încă de la început și se află în permanentă activitate în lucrarea de mântuire. Avem lucruri care încep în Geneza 1 cu 2, în Psalmul 51 cu 11, Isaia 63, 10 cu 11. Biblia ne informează încă de pe primele, din primele pagini despre lucrarea pe care o face în inimile ființelor omenești. În Geneza 1 cu 2 spune așa: Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de apă era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dragii mei, când spune că Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor, aici se referă ca a treia persoană a Dumnezeirii, Duhul lui Dumnezeu, adică Duhul Sfânt este partea Dumnezeirii, Tatăl este partea Dumnezeirii, Domnul Iisus Hristos este partea Dumnezeirii. Ați văzut de multe ori în Sfânta Scriptură când spune Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îi zicea Fiul lui Dumnezeu fiindcă era în planul de mântuire, dar era Dumnezeu, fiindcă El făcea parte din Dumnezeire și El era însuși Dumnezeu, dragii mei. Același lucru se întâmplă și cu Duhul Sfânt. În Psalmul 51 cu 11 spune așa: Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt, ca El să rămână în viața lui, spunea David, căci fără Duhul Sfânt el nu poate să facă nimic. În Isaia 63, 10 la 11, spune așa: Dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui cel Sfânt, iar el li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Cum poate, dragii mei, dacă de multe ori se duce acest mesaj și această lucrare împotriva Dumnezeirii, împotriva Duhului Sfânt, și să spui că Duhul Sfânt nu este persoană, că Duhul Sfânt este o putere sau este un abur, sau Duhul Sfânt este Hristos, Fiul Tatălui, sau este însuși Domnul Iisus cu aceste lucruri. Și auziți ce spune aici: Dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui cel Sfânt și el s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Cineva spunea, de ce în Vechiul Testament nu vorbește de Duhul Sfânt? Că doar în Noul Testament se vorbește de Duhul Sfânt. Vedem, dragii mei, că de la început se vorbește de Duhul Sfânt. De la începutul Sfintelor Scripturi și pe parcursul Vechiului Testament, Duhul Sfânt iasă în relief. Problema este că de multe ori nu este atât de mult amintit Tatăl și nu este atât de mult amintit Duhul Sfânt, fiindcă problema cea mai mare și lupta care se dă
În războiul acesta al păcatului este marea luptă dintre Hristos și Satana. Este marea luptă care ni se pune în față, războiul care a început în ceruri, din cauza că Satana s-a răsculat împotriva Domnului nostru Iisus Hristos, dragii mei. De aceea nu este atât de scos în evidență, fiindcă marea bătălie este cu Creatorul. Marea bătălie este cu Cel care s-a pus garant pentru omenirea aceasta. Marea bătălie este cu Cel ce nu i-a fost plăcut, Celui care s-a făcut vrăjmaș cu Dumnezeu. Și de aceea Vechiul Testament vine destul de clar și ne arată. Căutați în Isaia, dragii mei, la 63:10-11 și spune: dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui cel Sfânt, iar el li s-a făcut vrăjman și a luptat împotriva lor. Atunci poporul său și-a adus aminte din zilele străvechi a lui Moise și a zis: unde este acela care i-a scos din mare cu păstorul turmei sale? Unde este acela care punea în mijlocul lor Duhului cel Sfânt? Deci vedeți dumneavoastră, Duhul Sfânt era prezent acolo. Duhul Sfânt era care el a trecut și a ajutat ca poporul Israel să treacă prin Marea Roșie și să facă ca Marea să se despartă în două, ca ei să treacă ca pe uscat. Duhul Sfânt făcea lucrarea aceasta. El era cel care i-a scos din Marea aceasta și i-a dus acolo unde a trebuit să-i ducă, dragii mei. În Geneza 6:3 spune așa: credem că Duhul Sfânt este reprezentantul lui Hristos pe pământ. El convinge cu privire la păcat, aduce pocăință și convertire, reînnoiește și transformă ființa umană. Mai mult, călăuzește în adevăr, făcând de cunoscut voința divină și dă putere pentru a asculta precum și victoria asupra păcatului. Deci vedeți dumneavoastră ce spune. După aceea avem citate care ne se aducă în față ca să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Avem în Ioan 3:5-6. Avem în 14:16-17. Avem în 16:13 care vorbesc destul de clar. Și o interpretare corectă a adevărurilor biblice în conformitate cu voința lui Dumnezeu se poate face doar prin intermediul Duhului Sfânt. În Ioan 14:27, fapte 1:8, a cărui natură fără nicio îndoială va rămâne o taină. Și avem aceste lucruri, dacă vreți să le găsiți, dragii mei, și în istoria faptelor apostolilor, pagina 52, vorbește destul de clar despre ceea ce face Duhul Sfânt și ce este Duhul Sfânt. Conform însăcinării date de Domnul Iisus Hristos cât a fost pe pământul acesta și mai ales la actul botezului, trebuie ca noi să îndeplinim în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Avem în Matei 28:18-20. Cineva mă întreba zilele astea și stăteam de vorbă și zicea: frate Liviu, dar de ce spune decât acolo și în altă parte nu mai spune că lucrul acesta este trecut de catolici, că lucrul acesta este adăugat acolo pentru a schimba, pentru a fi o teorie catolică? Dragii mei, nu este o teorie catolică. Nu are cum să fie o teorie catolică, fiindcă Geneza la început, când Duhul lui Dumnezeu se împlimba deasupra apelor, după aceea spune că Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră, fiindcă ei, cele trei persoane, erau acolo. De ce Dumnezeu, dacă toată lumea crede că este un singur Dumnezeu, de ce Sfânta Scriptură vorbește că să facem om după chipul și asemănarea noastră? Dacă stăm în realitate după cum gândesc unii și spune acolo că Tatăl este singurul Dumnezeu, Domnul Iisus este Domn și Duhul Sfânt este doar puterea lor care este între ei și care face toate lucrurile acestea. De ce, dacă este doar un singur Dumnezeu dintr-o singură persoană, de ce spune că Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră și după aceea spune Dumnezeu a făcut om după chipul și asemănarea sa, după chipul său a făcut pe om și l-a așezat în grădina Edenului, dragii mei? Nu are cum. De multe ori ne contrazicem singuri și spunem nu că au venit catolicii, nu că au venit cu tare, nu că adventiștii au adăugat și au luat o teorie, nu că voi au luat așa, ăilalți au făcut lucrul acela. Sfânta Scriptură vorbește clar. Sfânta Scriptură ni se deschide ca o carte în față
și spune, hai să facem om după chipul nostru. Și după aceea tot același Dumnezeu zice, a făcut Dumnezeu om după chipul său și l-a așezat în grădina Edenului, dragii mei. Eu vreau să vă spun un singur lucru. În multe cărți și-au permis oamenii să bage mâinile. În multe cărți și-au permis oamenii ca să schimbe adevărul. În multe cărți și-au permis oamenii ca să facă ceea ce vor ei. Dar uitați-vă că Sfânta Scriptură are atâtea sute de ani, dragii mei, și locuiește printre noi. Dacă o luăm după sulurile pe care a fost scrisă, sunt mii de ani de zile, Dumnezeu n-a îngăduit și nu va îngădui niciodată. Dumnezeu va veghea, Dumnezeu va stărui asupra cuvântului său, ca el să nu fie modificat, ca el să nu fie transcris într-un fel sau altul, în așa fel încât să-l scoată pe Dumnezeu din centru, încât să denatureze adevărul, încât omul să fie rătăcit. Și vreau să vă spun, dacă Dumnezeu a îngăduit să vegheze, dacă Dumnezeu a îngăduit ca mesajul să fie transmis, inspirat de Dumnezeu, prin oameni devotați, oameni pregătiți, ca să se supună lucrării lui Dumnezeu, cum va permite Dumnezeu în continuare, după ce ne va mântui, dacă pe pământul acesta Biblia nu mai e bună, aia nu mai e bună, aialaltă nu mai este bună, după ce ne va mântui, dragii mei, atunci? Înseamnă că Dumnezeu nu mai are niciun mesaj pentru noi? Înseamnă că Dumnezeu nu mai este un Dumnezeu adevărat, nu mai e Dumnezeu puternic, nu mai este un Dumnezeu atotcunoscător, un Dumnezeu omniprezent, un Dumnezeu care este la cârma lucrurilor, un Dumnezeu care poate să facă orice pe pământul acesta? Dacă Dumnezeu spune că El cunoaște gândurile, El te cunoaște de departe și când te culci și când te scoli și ce gândești și unde mergi și de unde vii și tot ceea ce faci, poate satana, ca să rupă calea lui Dumnezeu, o poate rupe doar un fel, dragul meu. Dacă tu ești de acord și te supui și te lași călăuzit de El. Dar dacă asculți de Dumnezeu, Dumnezeu nu poate să rupă calea mântuirii. Dumnezeu nu poate să te lase dacă tu ceri după Dumnezeu. Nu stă în caracterul lui Dumnezeu să te lase la voia lui satana și la mâna lui satana să facă ce vrea cu tine dacă tu nu ești de acord. Și de aceea cuvântul lui Dumnezeu spune că conform însărcinării date de către Domnul Iisus Hristos, actul botezului trebuie de împlinit doar în numele acestor trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dragii mei, Dumnezeu ne va judeca după ce stă scris. Gândiți-vă destul de bine că de fiecare dată când satana era la dreapta Domnului Iisus Hristos și de fiecare dată venea și îl ispitea și de fiecare dată când venea să-l aducă, să cadă în păcat și să-l provoace în așa fel încât să nu mai fie omul salvat, încât planul de mântuire să se distrugă și Dumnezeu să fie distrus pentru totdeauna, Domnul Iisus de fiecare dată spunea, stă scris. Domnul Iisus de fiecare dată le spunea urmașilor săi, cărturarilor, preoților, fariseilor, dușmanilor și tuturor care veneau în contact cu Domnul Iisus Hristos și de bine și de rău. Spunea, cercetați Sfintele Scripturi, fiindcă acolo descoperiți că aveți viața veșnică, că ele vă vorbesc despre mine. Căutați în profeți și legi, în Moise și proroci, în profeți, luați, căutați în Sfintele Scripturi, acolo ce vă spun ele, ce vă arată ele. Dragii mei, Dumnezeu ne va judeca în felul acesta după ce stă scris, nu după ce am interpretat eu, nu după ce am crezut eu, nu după ce mi-a spus altul, după ce stă scris. Fiindcă Dumnezeu spune că va veni la judecată și va judeca la lege și la mărturie. Ce înseamnă, dragii mei, lege? Legea scrisă. Legea scrisă și mărturisită. De aceea îi spune la lege și la mărturie, fiindcă legea este cântarul și balanța lui Dumnezeu, dar legea este și o mărturie care stă împotriva păcatului și împotriva călcătorilor păcatului. Și de aceea noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu și de ce stă scris. Să mergem mai departe. 1. Pentru ca ucenicii să nu se simtă abandonați, Domnul Iisus le-a făcut acestora o frumoasă făgăduință chiar înainte de terminarea misiunii sale pe acest pământ. Și spune Domnul Iisus Hristos așa, eu voi ruga pe Tatăl care este în cerul și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Unii se ridică, frații mei, și spun așa, căci Domnul Iisus Hristos, Duhul Lui, chiar El este, El a urcat la ceruri, dar Duhul Lui a coborât jos. Păi auziți ce spune Sfânta Scriptură, că eu voi ruga pe Tatăl
și El vă va da un alt mângâietor. Ce a fost Domnul Iisus Hristos pe pământul acesta? Spune că El a fost Salvatorul, El a fost Mântuitorul, El a fost Cel făgăduit, Cel promis, Cel care mângâia inima poporului, Cel care mângâia poporul, cei care erau legați în lanțurile Său, în închisoarea pe pământul acesta, în lanțurile răutății, pe cei care erau captivi. Domnul Iisus a propovăduit Evanghelia pentru a-i salva. El era mângâierea sufletului oamenilor pe pământ. Și acum Domnul Iisus Hristos, dacă trebuia să urce de pe pământ și după ce și-a împlinit lucrarea aceasta de s-a jertfit pentru omenire, El trebuia ca să meargă, după cum spunea legea ceremonială, căci animalul care i-a ținut locul până când Domnul Iisus Hristos a venit să moară, la momentul acela spune că El trebuia să iese de la jertfa aceasta biruitoare și după aceea să ia locul a mare preot, fiindcă și marele preot ținea locul Domnului Iisus Hristos și animalul de jertfă ținea locul Domnului Iisus Hristos. Și spune că în momentul când s-a ridicat la cer, cineva trebuia să-i țină locul Domnului Iisus Hristos pe pământ. Și de aceea spune că voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, adică o altă persoană va veni. Pe măsură le-a explicat nevoia că, era necesar ca El însuși, Domnul nostru Iisus Hristos, să își termine lucrarea pe acest pământ pentru ca mângâietorul să poată coborâ, să poată veni, ca El să poată îndeplini lucrarea Sa. Căci nu se putea face lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos nu putea să meargă în cerul să-și continue lucrarea dacă mângâietorul nu cobora. Deci vedeți dumneavoastră cât de clară este Sfânta Scriptură, dacă vrem să înțelegem. Totuși vă spun, adevărul vă este de folos, spune Domnul Iisus Hristos, să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, El nu va putea să vină. Mângâitorul nu va veni la voi, dar dacă eu mă duc, vi-l voi trimite prin rugămintea mea, prin cererea mea pe care o fac la Tatăl. Aici spune în Ioan 16:7. Deci vedeți cât de clară este Scriptura. Numai dacă vrem să nu înțelegem, nu vom înțelege, dar este destul de clar adus înaintea noastră. 2. Hristos, Domnul nostru, l-a prezentat pe Duhul Sfânt ucenicilor în felul care, în care unitatea existentă în divinitate să fie confirmată din nou, după cum este scrisă în Ioan 14:26, și spune așa: dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care vi-l va trimite Tatăl în numele meu. Deci vedeți noastră, aici arată destul de clar că există trei persoane ale Dumnezeirii. Arată destul de clar că Duhul Sfânt este o persoană, chiar dacă El n-a venit în chip uman. Duhul Sfânt este a treia persoană a Dumnezeirii, care doar ei poate să facă lucrarea de ispășire, de mântuire și de salvarea omului păcătos prin lucrarea aceasta de unitatea unui singur Dumnezeu. În felul acesta, Duhul Sfânt urma să fie trimis de către Tatăl și de asemenea de către Fiul, după cum a fost rostit și confirmat de învățătura Domnului Iisus Hristos din versetul tocmai amintit pe care l-am adus înaintea dumneavoastră. Deci vedeți că vorbește clar că în felul acesta Duhul Sfânt trebuia trimis de cine? De către Tatăl și asemenea de către Fiul, fiindcă Domnul Iisus a spus: eu mă duc la Tatăl, îl voi ruga, El vă va da, eu îl voi trimite când Tatăl îl va da, și El a trimis a treia persoană ca să locuiască cu oamenii pe pământul acesta. 3. Al treilea punct spune așa: trebuie să înțelegem că Duhul Sfânt este în aceeași măsură persoană și Dumnezeu, fiindcă numai El poate să cunoască gândurile, numai El poate să cerceteze, numai împotriva unui Dumnezeu tu poți să păcătuiești și să nu ți se ierte păcatul dacă nu te întorci de la păcatul tău. El e singurul care poate lucra în felul acesta în viața ta și în viața mea. Trebuie să înțelegem că Duhul Sfânt este în felul acesta. De aceea spunea Domnul Iisus Hristos: dacă împotriva mea păcătuiți, că pentru moment eu, chiar dacă sunt Dumnezeu, dar pentru moment nu am atribute de Dumnezeu, căci eu am luat natura umană ca să trăiesc ca voi, împreună cu voi și în mijlocul vostru. Dar dacă va veni Duhul Sfânt,
Adică Dumnezeu în realitate, așa cum este El, și veți păcătui împotriva Duhului Sfânt, nu vi se va ierta împotriva mea pentru moment, că ca om am chipul vostru și locuiesc printre voi, nu-i nicio problemă că eu vă voi ierta, fiindcă eu pentru asta am venit să vă iert și să vă aduc la calea cea dreaptă. Dar în momentul când îl vei respinge pe Dumnezeu direct, atunci nu se mai poate ierta nimic. 4. Duhul Sfânt este reprezentantul lui Hristos fără trup omenesc și deși independent de aceasta, El a venit ca să locuiască printre noi. În Hristos, lumina lumii, spune așa, să nu vi se tulbure inima, căci El este cu voi, El este Cel care vă va călăuzi, nu vă voi lăsa orfan, El va fi împreună cu voi. Duhul Sfânt n-a luat aceeași înfățișare ca Domnul Iisus Hristos, că dacă stăm în realitate, nici pe Domnul Iisus Hristos n-am fi putut să-L vedem în față, n-am fi știut niciodată chipul lui Dumnezeu care să stea printre noi, dacă El n-ar fi luat forma aceasta să vină printre noi, dragii mei. Să mergem mai departe. Primul nume întâlnit al Noului Testament, în Noul Testament referitor la Duhul Sfânt, se întâlnește în Ioan capitolul 14. Spune așa, Mângâietorul, iar combinația celor două în Ioan 14 cu 26, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, încă mai poate fi întâlnit un alt titlu în Ioan 15 cu 26. Mângâietorul, adică Duhul Adevărului. Funcțiile pe care le îndeplinește Duhul Sfânt ca și persoană în momentele în care este prezentat sunt importante pentru a înțelege această temă. În continuare vom vedea anumite detalii despre ceea ce face Duhul Sfânt, care este lucrarea Lui, dacă este cu adevărat o persoană și dacă El este Dumnezeu și are puterea aceasta. Spune așa, învață, să ținem cont și minte câteva lucruri. Învață. În Ioan 14 cu 26 spune așa, vă va învăța toate lucrurile. O putere nu te poate face lucrul acesta. Doar o persoană vă va învăța. Cine te învață? Un profesor, un călăuzitor, un sfătuitor, un ajutor. Lucrul acesta te va putea să te învețe. Mai departe, al doilea lucru, amintește. Cum poate o putere să-ți amintească, dragul meu? Cum poți să crezi așa și să te lași dus de satana? Spune că amintește. Vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu în Ioan 14 cu 26. Deci ce va face Duhul Sfânt? Vă va aduce aminte tot ce v-am spus eu. Să mergem la altă caracteristică a Duhului Sfânt. Convinge. Și spune așa, va dovedi lumea vinovată de păcat în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În Ioan 16 cu 8. Deci ce face Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, să-i zicem așa, că mulți dintre noi îi spunem și Duhul lui Dumnezeu, fiindcă El este Dumnezeu, El este partea Dumnezeirii, de aceea îi se spune Duhul lui Dumnezeu. El poate să convingă, El poate să dovedească lumea vinovată de păcat, în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Altă caracteristică a Duhului Sfânt, mărturisește. Nu poate cineva o putere să mărturisească. Doar o persoană poate să mărturisească. Și spune așa, El va mărturisi despre mine, spune Domnul Iisus Hristos, în Ioan 15 cu 26. Altă caracteristică, călăuzește. Are să vă călăuzească în tot adevărul. Cine te poate călăuzi? Doar o călăuză, doar o persoană, doar o persoană care cunoaște lucrul acesta. Nimeni nu poate te călăuzi dacă el nu are cunoștință despre lucrul acesta și atributele acestea. Lucrul acesta se găsește în Ioan 16 cu 3. Profețește. Vă va descoperi lucrurile viitoare. Lucrul acesta îl găsiți în Ioan 16 cu 13. Proslăvește. El mă va proslăvi. Ioan 16 cu 14. Vedeți ce va face Duhul Sfânt? Descoperă.
Nouă însă Dumnezeu ni l-a descoperit prin Duhul Său, prin Duhul Sfânt, în 1 Corinteni 2 cu 10. Deci, vedeți, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, este o persoană care face. Doar o persoană poate să aibă aceste atribute. Nu poate o putere să aibă atributele acestea. Mai departe, cercetează, căci Duhul cercetează totul. Cine te cercetează, dragul meu? O persoană te cercetează. Nu poate nimeni. De exemplu, în lumea aceasta există o putere politică. Dar puterea politică nu te poate cerceta decât printr-un om și printr-un mesager, printr-un responsabil care se ocupă când tu ai făcut anumite lucruri. Duhul Sfânt cercetează. În 1 Corinteni 2 cu 10. Inspiră. Ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. În 2 cu Petru 1 cu 21. Deci, vedeți, dumneavoastră, Duhul Sfânt inspiră, adică îți dă înțelepciune, îți arată ceea ce să faci, îți dă cuvinte potrivite, îți dă tot ceea ce trebuie ca tu să vorbești de la Dumnezeu când te lași condus de Dumnezeu. Mai departe, se întristează. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În Efeseni 4 cu 30. Cum poate o putere să se întristeze? Eu n-am auzit așa ceva niciodată de când sunt pe pământul acesta, ce aud în aceste timpuri. Că Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu și se întristează. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Numai să nu vrei, numai să fii orbit spiritual în așa fel încât să nu știi pe ce pământ trăiești și pe ce lume trăiești. Să mergem mai departe. Ne pecetruiește. Prin care ați fost pecetruiți pentru ziua răscumpărării. Efeseni 4 cu 30. De Duhul Sfânt are puterea să pecetruiască, să sigileze. El poate să facă lucrul acesta. Alte caracteristici ale Duhului Sfânt ca și persoană. Haideți să vedem, dragii mei, ce spune Cuvântul Dumnezeu. 1. Particularitățile prin care Duhul Sfânt poate fi identificat ca și persoană și de asemenea după roade sunt întâlnite clar în Galateni 5 cu 22 și 23. Și spune așa, deci numai o persoană poate să aibă aceste caracteristici. Nu poate o putere să aibă dragoste, nu poate o putere să aibă bucurie, nu poate o putere să aibă pace, nu poate o putere să aibă îndelungă răbdare, nu poate o putere să aibă bunătate, nu poate o putere să aibă facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor, iar acestea trebuie să fie transformate în calități ale oamenilor, renăscuți pentru că Biblia ne sfătuiește. Umblați cârmuiți de Duhul Sfânt și nu împliniți poftele firii pământești în Galateni 5 cu 16. Când umbli cârmuit de Duhul Sfânt, nu umbli după poftele firii pământești. Și tu atunci primești roada Duhului Sfânt sau roadele Duhului Sfânt, dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Cum poate o putere să aibă aceste caracteristici? Să mergem mai departe. Este minunat să realizăm că prin roada Duhului Sfânt este dragostea care, ca și celelalte roade, ne este dată din cer prin lucrarea Duhului Sfânt. O putere nu poate să facă lucrul acesta. Într-adevăr că Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, este o putere în universul acesta, dar este și o persoană care posedă această putere ca să poată să lucreze în viața noastră. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. În Romani 5 cu 5, fiindcă în momentul când tu intri să faci legământ cu Dumnezeu, dragostea aceasta pentru Dumnezeu e dragostea care vine de la Dumnezeu, care ea poate să fie turnată în inima noastră prin Duhul Sfânt care îl primim ca arvună la botez. Și în momentul când noi primim Duhul Sfânt ca să ajungem la plinătatea cu Duhul Sfânt și să fim botezați cu Duhul Sfânt, noi trebuie să creștem în orice moment și în orice clipă în lucrările lui Dumnezeu, care doar Duhul Sfânt le poate face să crească și să ne transforme în viața noastră de zi cu zi. De asemenea,
Bucuria este relaționată în mod direct cu împărăția lui Dumnezeu și predarea prin intermediul mângâietorului. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este nici mâncare și nu este nici băutură. Cine prihănire, pace și bucurie în cine, dragii mei? În Duhul Sfânt se face lucrul acesta. Îl găsim în Romani 14 cu 17. Uitați-vă cât de clar vorbește Sfânta Scriptură. Ca să nu fim duși în rătăcire și înșelați de proroși mincinoși, să fim înșelați de oameni care n-au nimic cu Dumnezeu, să fim duși în rătăcire de oameni care îl neagă pe Dumnezeu în timpul acesta și l-au negat dintotdeauna oamenii, fiindcă ei nu sunt din Duhul Sfânt și mânați de Duhul Sfânt, ei sunt mânați de diavol. Și diavolul vorbește împotriva lui Dumnezeu, fiindcă diavolul s-a răsculat împotriva lui Dumnezeu să ia locul și neagă că Dumnezeu este așa cum trebuie să fie Dumnezeu. Și neagă că închinarea trebuie adusă doar lui Dumnezeu și spune că închinarea trebuie adusă și lui. De aceea trebuie să avem mare grijă când noi negăm, noi aducem pe față roadele celui rău și nu roadele lui Dumnezeu și nu roadele Duhului Sfânt care este Dumnezeu. Duhul Sfânt nu doar pecetruiește, ci mai mult ca și o persoană lucrează în viața fiecărui copil al lui Dumnezeu. În continuare vom vedea câteva citate sau vom cita câteva din activitățile pe care le desfășoară Duhul Sfânt în favoarea noastră. Și auziți ce zice. Vom începe iar cu câteva caracteristici pe care le face Duhul Sfânt. Ajută! Și tot astfel și Duhul Sfânt ne ajută în slăbiciunea noastră. În Romani 8:26. Mijlocește! Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. În Romani 8:26. Suspină, dragii mei! Mijlocește! Intervine! Se pune între noi și Dumnezeu! El preia tot ceea ce facem noi când vede că suntem cu inimă sinceră și curată și când noi adresăm lui Dumnezeu, El pregătește, modelează și duce înaintea lui Dumnezeu toate aceste lucruri. Același lucru se face. Călăuzește, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. 8:14. Călăuzește. Oferă siguranță. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. În Romani 8:16. Deci vedeți noastră, doar două persoane sau doi martori pot să adeverească. Însuși Duhul adeverește cu Duhul nostru că noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Revarsă dragoste. Ia uziți ce spune în Romani 15:30. Vă îndemn dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine. Ați văzut ce frumos vorbește? Unitate cu Tatăl și cu Fiul. Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi cu toți. În 2 Corinteni 13:14. Ați văzut ce spune aici? De aceea este numit Duhul lui Dumnezeu, fiindcă este unitatea Dumnezeirii. El este împreună cu Fiul, El este împreună cu Tatăl. Ei sunt acolo cele trei persoane care lucrează pentru binele nostru. Și de aceea ne îndeamnă și pe noi să fim una ca și ei. Opinează! Opinează! Și ia să vedem ce opinează Duhul Sfânt. Că s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. În Fapte 15:28. Păi cum, dragii mei, cui s-a părut nimerit? Cu puterea? Ce poate puterea să vorbească? Nu. Și spune că ni s-a părut nimerit, că s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă ca să nu mai punem o altă greutate peste voi. El lucrează cu ființele umane pentru a transmite lucrarea lui Dumnezeu și a îndeplini voia lui Dumnezeu pe pământ. Comunică! Duhul lui Dumnezeu comunică. Doar o putere, o persoană poate comunica cu cealaltă. Că nu este ca noi, căci Dumnezeu este Sfânt,
că Dumnezeu are altă natură și altă materie din ce este El, aia nu-i treaba noastră. Și spune așa, prin Duhul îi ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim, căci Duhul vorbea prin ei și se spune, nu te urca acolo, în Fapte 21 cu 4. Conduce! Avem aici lucrarea Duhului Sfânt care o face. Spune că Duhul a zis lui Filip, dragii mei, a zis, a vorbit, du-te și ajunge carul acesta, Fapte 8 cu 29. Dacă n-ar fi o persoană, n-ar putea să vorbească. O persoană vorbește doar dacă are gură, are ochi, are urechi, se comportă la fel ca și noi, dragii mei, doar că nu e din aceeași materie, fiindcă el nu este creat, dar noi suntem creaturi. Transportă. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. Duhul Sfânt l-a luat și l-a dus. În timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea. Și propovăduia Evangheliile în toată cetatea, în toate cetățile prin care trecea. Fapte 8 cu 39 la 40. Ce mai face Duhul Sfânt? Duhul Sfânt sfătuiește și spune așa în Faptele Apostolilor 11 cu 12. Spune așa. Duhul mi-a spus să plec cu ei, fără să fac vreo deosebire. Vi se pare cumva, dumneavoastră, că aici n-ar fi o persoană a Dumnezeirii? Ce mai face Duhul Sfânt? Anunță pentru a preveni un anumit lucru. Și spune că unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Cum a vestit acesta? Când Duhul Sfânt l-a luat și prin el a prevestit lucrul acesta că se va întâmpla. Și a fost în adevăr în zilele împăratului Claudiu, în Faptele Apostolilor 11 cu 28. Ce mai face Duhul Sfânt? Alege pentru slujire. În momentul când ucenicii erau acolo adunați și trebuia ca să se aleagă un alt slujitor al lui Dumnezeu, spune că pe când slujeau ei și posteau, Duhul Sfânt, deci fiți atenți ce spune Sfânta Scriptură, Duhul Sfânt a zis, puneți-mă deoparte, puneți-mi deoparte pe Baraba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. În Faptele Apostolilor 13 cu 2, dragii mei. Deci ce spune Duhul Sfânt? Puneți-mi deoparte. Aici arată că El este Dumnezeu. Aici spune că Duhul Sfânt i-a zis, puneți-mi deoparte pe Baraba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Cine cheamă la lucrare, dragii mei? Dumnezeu cheamă la lucrare. Și Duhul Sfânt când spune, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea care i-am chemat, după aceea vine apostolul Pavel și spune, eu cel din urmă, ca pe o stârpitură, mi s-a arătat Dumnezeu și m-a chemat ca să vestesc neamurilor Evanghelia, ca să duc mai departe mesajul lui Dumnezeu, că și pentru ei a murit și așa mai departe. Păi cum adică? L-a chemat Duhul Sfânt și pe urmă vine și spune, păi stai o țără, că pe mine m-a chemat Dumnezeu. Păi nu e același Dumnezeu care l-a chemat pe el ca să fie pus deoparte, ca să facă lucrarea lui Dumnezeu. Vedeți cât de clar vorbește Sfânta Scriptură? Duhul Sfânt spune, pune-l pentru mine. Pavel spune, m-a chemat Dumnezeu ca să fac lucrarea aceasta. La aceasta ne-a chemat Dumnezeu. Ce mai face Duhul Sfânt? Interzice. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia. Faptele Apostolilor 16 cu 6. Ce face Duhul Sfânt? Oprește. Îi interzice. După aceea merge mai departe. Oprește. Ajungi lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Fapte 16 cu 7. Aici mulți oameni se potignesc și zic, păi da, uite că a fost Duhul lui Iisus. Păi nu e Duhul Sfânt pe care El a spus că îl voi trimite Mângâietorul, eu îl voi cere Tatălui să vi-l dea și când Tatăl vi-l va da, eu îl voi trimite ca să fie, dacă îi zice Duhul Sfânt, nu înseamnă că este trimesul Domnului Iisus Hristos ca să-i țină locul pe pământ și să fie cu noi.
La aceasta se referă, că eu vă voi trimite un mângâietor, nu vă voi lăsa orfani. Și Duhul lui Iisus, Duhul Sfânt, care a fost trimis, că de-aia îi spune, că de exemplu, când un ambasador al unei țări nu spune acolo ambasadorul Gheorghe, păi a cui ești Gheorghe? Pe ambasadorul României, Gheorghe Dumitru. Aici vrea să spună că Duhul lui Iisus, Duhul Sfânt, care a fost trimis reprezentantul lui, nu le-a dat voie. Să mergem mai departe. Ilustrează. Iată ce zice Duhul Sfânt. Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela, acela al cărui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Cine zice, dragii mei? Duhul Sfânt. În fapte 21:11. Iată ce zice Duhul Sfânt. Așa vor face și așa vor face. Invită. Și Duhul și Mireasa zic, vino. În Apocalips 22:11. Vedeți, dragii mei, în seara aceasta am avut o prezentare puțin mai scurtă, fiindcă Dumnezeu spune destul de clar. Ce a fost descoperit este al nostru și este pentru noi. Ce nu ne-a fost descoperit nu este al nostru și sunt lucrurile ascunse al Dumnezeu unde să nu ne băgăm. Noi nu putem să știm natura Duhului Sfânt. Noi n-am văzut chipul Duhului Sfânt și nici cum arată Duhul Sfânt. Dar știm că Duhul Sfânt este a treia persoană a Dumnezeirii descoperită în Sfintele Scripturi, care în Sfintele Scripturi ne arată destul de clar că ce este scrisoarea de dragoste a Dumnezeu pentru omenire. Acolo descoperă lucrarea lui Dumnezeu, planul de mântuire, caracterul lui Dumnezeu, glasul de care trebuie să ascultăm, calea trebuie pe care trebuie să mergem. Nu trebuie să ne băgăm în lucrurile acestea. Dumnezeu mă va judeca și sunt sigur și pe mine și pe dumneavoastră la ce stă scris. Dacă Sfânta Scriptură spune negru pe alb, căci așa este, să te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este Dumnezeu care călăuzește, învață, mustră, suspină, plânge, sigilează, dă putere, El te face, El a făcut toate aceste lucruri și așa mai departe. Să rămânem, dragii mei, la ce stă scris. Eu nu cred că vreun om de pe pământul acesta va fi judecat de Dumnezeu și tras la răspundere pe altă bază decât pe ceea ce stă scris în Sfânta Scriptură. Nu trebuie eu să le iau, să le sucesc, că să vezi că Duhul lui Hristos ar fi nu știu ce, că s-a întors și s-a sucit, că să vedeți că nu e așa, că trebuie să fie așa. Dragii mei, singuri ne săpăm groapa, singuri ne tăiem creaga de sub picioare, singuri ne luăm dreptul de la mântuire, singuri ne depărtăm de Dumnezeu și după aceea așteptăm ca Duhul Sfânt să vină peste noi, ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne ia în stăpânire. Cum să te ia Duhul Sfânt în stăpânire când tu îi spui Duhului Sfânt, cară-te dintre noi, pleacă că nu am nevoie de tine. Duhul Sfânt vine și îți vorbește, șoptește, te călăuzește, te îndrumă, te mustră, îți arată pe unde să mergi și tu spui, nu, eu aștept Duhul Sfânt pe care îl știu eu, nu pe care vine cu adevărat. Așa au făcut iudeii, dragii mei. Iudeii ce au făcut? Dumnezeu le prevestește de veacuri întregi că va veni un salvator. Au stat începând și nu numai de la evrei, de la Adam și Eva de când au căzut în păcat, li s-a promis cel făgăduit. De la prima jertfă de care au adus-o, ei au văzut destul de clar și au înțeles că va veni să moară pentru ei. Li s-a făcut planul de mântuire cunoscut, li s-a făcut că Dumnezeu va veni pe pământ și va muri pentru ei și pentru toată omenirea va lua chip de om. Au trecut veacuri întregi până a ajuns la poporul Israel, li s-a dat jertfe cu privire la Mesia, la cel așteptat, cel făgăduit și așa mai departe. În momentul când a venit Mesia pe pământul acesta, în loc să-l creadă și să-l accepte pe cel făgăduit, pe cel care îl așteptau și pentru cel care simboliza jertfele, ajung oamenii să-i spună, ai drac? Ai drac? Cu ce putere faci tu lucrul ăsta? Cu puterea lui Belzebul? Și spune că ei au lepădat atunci pe Duhul Sfânt, l-au lepădat pe Dumnezeu, l-au lepădat pe cel făgăduit, pe cel promis, n-au acceptat nimic din partea lui.
Acum se întâmplă ca noi să repetăm istoria poporului Israel. Strigăm după Duhul Sfânt, așteptăm sigilarea Duhului Sfânt, așteptăm ca Duhul Sfânt să ne ia în stăpânire, să ne pregătească pentru ceruri. Și noi îl lepădăm, îi întoarcem spatele, îl refuzăm, îl dăm la o parte și Duhul Sfânt vine și încearcă, într-un fel, în altul ne vorbește, prin lucruri care să fie pe înțelegerea noastră și pe priceperea noastră. Și noi spunem, n-am nevoie de Duhul acesta, că Duhul acesta are drac, ăsta e de la catolici, ăsta e de la ortodoxi, ăsta e de la nebuni, ăsta e la ba... N-are de a face cu Dumnezeul adevărat. Nu-mi trebuie mie Duhul acesta. Plecați de aici, aud oameni care spun lucrurile acestea. Bă, ăsta nu-i, fugi mă de ce că sunteți nebuni. Voi nu vedeți că credeți într-un alt Dumnezeu? Voi credeți într-unul de la catolici, de la Consiliu, de la nu știu unde, și la de la nu știu ce? Și Duhul Sfânt spune, eu sunt Duhul adevărului. Spunea Domnul Iisus Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Cine mă are pe mine adevărul, ce e adevărul? Fugi de aici cu adevărul tău. Ce adevăr ești tu? Cine ești tu? Duhul Sfânt vine astăzi și ne adeverește și spune, uite asta, uite asta. Duhul Sfânt vorbește în concordanță cu Sfânta Scriptură, ne lămurește clar, ne arată ce trebuie să facem. Și noi spunem, n-am nevoie. Nu-mi trebuie așa Dumnezeu. N-am... Unde ai văzut tu Dumnezeu că spune că e singurul Dumnezeu? Îl făcurăți în trei, alții mai fac și mișto. Spune el, multiplicarăți ca pe șampon sau ca pe detergent, trei într-unul. Dragii mei, pe față se hulește împotriva lui Dumnezeu. Pe față este lepădat de Dumnezeu. Pe față este împotrivire față de Dumnezeu. Păi dacă Dumnezeu îmi spune clar să facem om după chipul și asemănarea noastră și Dumnezeu a făcut om după chipul său. Au fost, dragii mei, mai multe persoane acolo? Au fost. Au fost. La botezul Domnului Iisus Hristos au fost, dragii mei, trei persoane. Au fost. Au vorbit, dragii mei, din cer. Au vorbit. Duhul Sfânt adeverește ce Domnul Iisus a propovăduit. Adeverește. Tatăl din cer adeverește, adeverește. Domnul Iisus Hristos a mărturisit despre cei doi. A mărturisit. Cei doi mărturisesc despre Domnul Iisus Hristos. Da. Duhul Sfânt și Domnul Iisus mărturisește despre Tatăl. Da. Ne trebuie să vedem. Îmi pare rău să vă spun, dragii mei. Creștinii, doar cu numele, s-au umplut pământul de creștini din aceștia care ei vor minuni. Dar vă spun că grecii cer să-L vadă pe Iisus. Grecii vor Duhul Sfânt ca să ia stăpânire, să-i sigileze și să-i pregătească pentru împărăția cerurilor. De ce credeți dumneavoastră că spune Sfânta Scriptură pe cei care i-am invitat la nuntă, au lepădat invitația, au desconsiderat pe Dumnezeu, au luptat împotriva Duhului Sfânt și Duhul Sfânt i s-a făcut vrăjmaș și a luptat contra lor. Și spune Dumnezeu la un moment dat, vor veni mulți de la răsărit și de la apus, de la miază și de la miază noapte și vor mânca la masă împreună cu Avram, Isaac și Iacov. Fiindcă fiii împărăției au numit pe Dumnezeu care drac. A venit cealaltă persoană, Dumnezeu, Duhul Sfânt, și l-au numit care drac. L-au numit că nu e Dumnezeu, că e de la Vatican, că e de la Conciliul de la Nicea, că e de la nu știu unde. Și am ajuns ca să... Și noi zicem, vai de mine, cum au putut iudeii să facă lucrul acesta? Oameni răi, criminali, nenorociți, i-aud pe unii. Că eu n-aș face lucrul acesta ce au făcut ei. Ne îngrozim la ce spun ei, ce se spune despre ei. Dar de ce facem noi? Nu ne îngrozim, dragii mei. Spunem și noi același lucru. N-am nevoie de Dumnezeul acesta. Ăsta are drac, este al catolicilor, al Consiliului de la Nicea și ortodoxilor și așa mai departe. N-am nevoie de Duhul acesta trei într-unul ca șamponul. Dragii mei, Dumnezeu ne iubește și are îndelungă răbdare. Dacă nu ne revizuim,
atitudinea, gândirea, dacă nu rămâne la acest scris, dacă nu cercetăm, căci dacă și eu aș fi cercetat și aș fi venit în seara aceasta la dumneavoastră și aș fi rămas doar unde spune, într-un singur loc, Duhul lui Hristos, Duhul lui Dumnezeu, aș fi crezut și eu că nu sunt trei într-unul ca șamponul, cum spun alții, și aș fi crezut și eu că Duhul acesta e plin de dragi ca și Domnul Iisus Hristos și nu vine de la Dumnezeu. Dar dacă noi așteptăm ca Duhul Sfânt și Dumnezeul acesta să-mi arăte și să mă lumineze, să înțeleg, ne-a dat citate care descoperă clar cine e cu adevărat. Nu este nici trei într-unul ca șamponul, ci este un Dumnezeu care este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeul cel veșnic care ne mântuiește. Duhul Sfânt este a treia persoană a Dumnezeirii care lucrează în viața noastră. Ne arată clar. Spune că Sfânta Scriptură trebuie să aibă, spune că atunci când se face o judecată să aibă mai mulți martori, doi sau trei sau chiar mai mulți, și să nu judeci pe mărturia uneia. Sfânta Scriptură când aduce un lucru, aduce martori, aduce dovezi, luminează, deschide mintea, deschide ochii, îți arată pe unde trebuie să mergi și ceea ce să faci, dragul meu. Dragii mei, atât de bun e Dumnezeu, dacă am gustat să vedem cât de bun e Domnul, dar dacă noi gustăm din mâncarea oferită de proroci mincinoși, de oameni călăuziți de satana, oameni care n-au de-a face cu Dumnezeu și nu sunt din răsadul lui Dumnezeu, și noi ne unim cu ei să numim pe Dumnezeu că nu este Dumnezeul nostru și este un Dumnezeu fals și are draci. Dragii mei, draci căutăm, draci vom avea. Dumnezeu căutăm, Dumnezeu vom avea. Dumnezeu spune, nu poți mânca la masa dracilor și să te împărtășești la masa lui Dumnezeu în același moment. Ori urăși pe unul, ori îl vezi pe celălaltul. Ori îl întristezi pe unul și îl nesocotești și pe ieși de partea una și îl nesocotești pe celălaltul. Dumnezeu ne cheamă în aceste timpuri ca noi să avem mare grijă ceea ce facem. Noi nu putem să ne hrănim, dragii mei, alergând în stânga și în dreapta, căutând un duc prezentat de alții. Dacă vreți să-L găsiți pe Dumnezeu, nu vă serviți din mâncările altora și hrăniți-vă din Sfânta Scriptură prin studiu și rugăciune să vă dea Duhul Sfânt luminare, nu oamenii, nu satana care stă la cârma lucrurilor să rătăcească minți și să ducă pe oamenii în rătăcire. Dragii mei, vă doresc noapte bună tuturor. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie alături de voi în tot ceea ce vă face, ca să puteți aveți mântuirea. Dar vă rog un singur lucru, ca pacea să fie în inima voastră, ca viața veșnică să fie darul lui Dumnezeu, împărăția făcută pentru a da moștenirea copilor săi, să o aveți. Nu le pădați pe Dumnezeu și nu respingeți. Acceptați-L pe Dumnezeu conform celor scrise din Sfintele Scripturi. Hai să zicem că celelalte cărți nu le acceptăm. Dar măcar să acceptăm ce vorbește Cuvântul lui Dumnezeu și ce a ieșit din gura lui Dumnezeu, dragii mei. Noapte bună tuturor, până când ne vom întâlni din nou, vineri seara, cu mesajul lui Dumnezeu pentru sfătuire, pentru călăuzire, pentru reformă și redeșteptare. Noi nu ne vom trezi și nu vom avea o reformă în viața noastră și nu vom avea parte de Duhul lui Dumnezeu dacă nu vom accepta ceea ce Dumnezeu ne cere. Dacă noi nu vom permite ca Duhul Sfânt, ca El să lucreze și să ne dea hrană la vreme potrivită și la timp potrivit, dacă ne vom hrăni din altă parte, nu vom avea parte. Duhul Sfânt va cade peste cei umili, peste cei smeriți cu inima, peste cei căutători de adevăr, nu peste cei care caută să ducă în rătăcire, nu peste cei care caută să răstălmăcească, nu peste cei care se înalță și se mândresc că cunosc adevărul fără să fie smeriți și călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Domnul să fie cu noi cu toți până când ne vom întâlni din nou, dragii mei. La revedere, noapte bună tuturor!